De la începutul săptămânii viitoare, donarea de sânge la Centrul de Transfuzie Sanguină Sibiu se va putea face doar în baza unei programări online. Persoanele care sunt interesate se pot înscrie prin intermediul a două aplicații, Dororium și BlueDo Challenge, care se pot descărca pe telefonul mobil. Conducerea centrului a luat această măsură pentru a-i putea ajuta eficient pe cei în nevoie cu produse sanguine proaspete și pentru a evita aglomerația creată odată cu creșterea valorii tichetelor primite de către persoanele care donează. Începând din data de 15 ianuarie, o să se lucreze la Centrul de Transfuzie Sanguină pe baza programării. Programarea se poate face pe aplicația Donorium și BlueDo Challenge. Sunt două aplicații care se pot descărca pe telefonul mobil. În funcție de evoluția situației, vom reveni cu noi precizări pe Facebook și rugăm donatorii să urmărească pagina noastră de Facebook, unde vom publica știrile importante pentru ei. Ce va determina să luați această măsură? Am văzut că a fost aglomerată în acest început de an. Produsele sanguine pe care noi le obținem din pungile recoltate au un anumit termen de valabilitate. Dacă ele nu se consumă în acest termen, vor fi rebutate, ceea ce noi nu ne dorim în niciun caz. Pentru că interesul nostru este să asigurăm spitalele din județ cu produsele sanguine necesare, care să fie cât mai proaspete, pentru că atunci au efectul pe care ne-l dorim. De la începutul anului 2024, Ministerul Finanțelor a mărit de 4 ori valoarea tichetelor pe care donatorii de sânge le primesc. Astfel, un donator primește bonuri în valoare de 280 de lei, în loc de 67 de lei cât erau până acum, o zi liberă de la serviciu și costul transportului public redus la 50% în ziua respectivă. Majorarea a făcut ca Centrul de Transfuzie Sanguină Sibiu să înregistreze un număr mare de donatori.